Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vom discuta despre promovarea utilizării RED-urilor folosind codurile QR de acces. În primul rând am să vă explic care sunt pașii pentru a genera un cod QR. Ei bine, mai întâi accesez site-ul QR Code Generator, copiez adresa URL a RED-ului, a playlist-ului sau a canalului de YouTube, lipesc adresa copiată în căsuța corespunzătoare de pe site-ul QR Code Generator și apoi apăs descărcare și salvez în computerul meu codul QR de acces la RED. Ce facem cu aceste coduri QR? Ei bine, le putem insera într-un document, adăugăm un mesaj sugestiv și le printăm. După care trebuie să le afișăm undeva. Le putem afișa pe panoul sau panourile din cancelarie, unde putem afișa fișe de acces la canalele de YouTube EduCred Gimnaziu și Primar EduCred, pe panoul sau panourile din cancelarie putem afișa de asemenea fișe de acces la playlisturile cu RED-urile pentru fiecare clasă în parte, de la clasa pregătitoare la clasa 8-a. Eu am pus aici codurile QR cu fișele aferente pentru clasele pregătitoare, respectiv clasa 8-a, dar le putem afișa pe toate. Tot în cancelarie putem afișa fișe de acces la playlisturile cu tutoriale, ciclul primar, ciclul gimnazial. Să știți că aceste coduri QR, dacă le veți scana, veți descoperi că vă facilitează accesul chiar către playlisturile sau RED-urile indicate de către mine. De asemenea, pe panoul sau panourile din cancelarie sau chiar pe panourile de pe holuri, pentru a le putea scana și elevii, putem afișa coduri de acces la playlisturile cu RED-uri pentru fiecare clasă în parte, de la clasa pregătitoare la clasa 8-a, pe două fișe. Una pentru ciclul primar, una pentru ciclul gimnazial. Și vedeți aici coduri de acces pentru playlisturile cu RED-uri la fiecare clasă. Asemenea, putem afișa coduri de acces la playlisturile cu RED-uri pentru fiecare disciplină în parte, tot pe două fișe. Una pentru ciclul primar, una pentru ciclul gimnazial. Eu aici am exemplificat pentru câte 6 discipline. 6 din ciclul primar, 6 din ciclul gimnazial. Dar puteți adăuga câte doriți pe fișe sau chiar le puteți adăuga pe toate. În fiecare clasă putem afișa fișe pentru fiecare disciplină în parte și pentru fiecare clasă în parte. De exemplu, pentru clasa 8-a punem un cod QR cu acces la RED-urile pentru clasa 8-a și apoi către RED-urile la toate disciplinele. Pentru fiecare playlist, câte un cod QR. În fiecare cabinet sau laborator putem afișa coduri de acces la playlisturile cu RED-uri specifice discipline. Spre exemplu, aici la biologie. În fiecare sală de clasă, în fiecare săptămână, putem afișa un RED diferit sau RED-uri diferite în funcție de conținutul abordat în săptămâna respectivă, la fiecare disciplină în parte, conform planificării calendaristice. Spre exemplu, la chimie putem aborda substanțe pure, în timp ce la geografie putem aborda Africa harta politică și punem codurile QR aferente acestor RED-uri. Dragilor, eu sper că vă va fi util acest tutorial. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!